Mergem să vedem dacă o să găsim mielul, nu știu, perfect. Există miel perfect, îl găsim noi până la urmă. Și îi punem papion, vin cu el aici, mielce, așa că să te pregătești, pentru că o să fie într-un mare fel toată treaba. Adică imaginează-ți eu cu un miel într-un studio de radio. Vedem, o să avem și imagini, o să avem și imagini pentru toată treaba asta, dar rămâne surpriză. O să te sun de acolo, stai liniștit, să spun care e atmosfera, cât de tare și de frumos plouă, pentru că așa e, plouă și bate și eu o să vorbesc doar cu mielul. Prima câștigătoare a afirmat că ascultă în fiecare zi Radio Târgu Jiu, motiv pentru care, de-a lungul timpului, a reușit să mai primească și alte premii oferite de noi. Toți cei care au primit premiile puse la bătaie cu ajutorul sponsorilor noștri au plecat acasă bucuroși. Sunteți fericita câștigătoare unui premiu oferit de Radio Târgu Jiu și Gorj TV și sponsorii noștri. Spuneți-mi cum ați procedat. Păi foarte simplu. Am ascultat Radio Târgu Jiu, am sunat și am câștigat. Eu sunt o ascultătoare fidelă a Radio Târgu Jiu și mai ales fetițele mele. Mami, mami, hai să sunăm. Zic, hai să sunăm. Și am câștigat, tot timpul am câștigat și de Crăciun și de 1 martie și... Vă bucură premiul oferit de noi? Foarte mult. Foarte mult. E ceva, chiar dacă avem, e ceva în plus și ce să mai... Super. Cozonacul este oferit de cofetăria Ambasador. Ce părere aveți despre produsele de la Ambasador? Super, sunt clientul numărul 1 acolo. Și prăjituri, și torturi, aniversări și toate. Și masa din când în când. Ai câștigat astăzi un premiu oferit de Radio Târgu Jiu și Gorj TV? Da. Ce ai câștigat? Un coș cu ouă și cozonac. Ești bucuros? Da. Ești un ascultător fidel Radio Târgu Jiu? O să spun că da, am toată ziua radio deschis. Hai să le transmiți ceva celor care au organizat acest concurs, sponsorilor noștri. Sărbători fericite și să mai fie concursuri. 10 de gorjeni s-au înscris la concursul în care puteau câștiga un miel de Paște. Floricel, căci așa l-am numit, a ajuns însă la un târgujean care s-a dovedit a fi mai norocos decât ceilalți participanți. Ești fericitul câștigător al unui miel oferit de echipa Radio Târgu Jiu și Gorj TV și sponsorii noștri. Câteva cuvinte, ești bucuros? Sunt foarte bucuros și mă bucur că am câștigat acest premiu. Că de Paște binevenit. Ascultător fidel Radio Târgu Jiu? Da, pe fiecare, în fiecare dimineață și în fiecare zi mai trag urechile la Radio Târgu Jiu, cum ar veni vorba. Și chiar mă bucur că am câștigat acest premiu și o să fie primul în bune. Echipa Radio Târgu Jiu vă mulțumește pentru fidelitatea de care dați dovadă în fiecare zi.